Bună seara, stimați telespectatori. A trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut. Sincer să fiu, mie mi-era dor de dumneavoastră și în toată această perioadă în care colegii mei au dat niște emisiuni în reluare, mă gândeam că oare în seara asta, fiind sâmbătă seara, ce ar trebui să vă spun dumneavoastră. În această seară am ca invitați doi oameni cunoscuți dumneavoastră, târșiți de viață, cu experiență deosebită, încă activi. Inginer Corneliu Velișcu, vicepreședinte al Asociației Oamenilor de Afaceri din Iași, și inginer Vasile Plugaru, fost director general al întreprinderii Metalurgice Iași, cum se chema cândva, sau întreprinderea de țevi de la directorul general Sălăjan, parcă l-a chemat pe primul. Așa. Era în 1963, că eu am făcut practică la linia de 110, fi 110, laminată la cald, cu încălzire în cuptoarele alea cu gaz metan. Ce zic, alea era Manesman. Aia cu gaz metan era de 110, da? Nu, era pe 89. Din coace pe 110 era încălzire electrică. Le-am uitat, mulți ani de atunci. Da. Împreună, practică? Da, bineînțeles, era o rușine, nu? Nu, că și eu am făcut practică, și acolo, și la Nicolina. Da. În această seară o să discutăm despre faptul că românii, după ce sunt calificați bine, foarte bine, mai puțin bine, cât poate școala de astăzi, o școală net inferioară școlii românești de altă dată, sunt căutați cu planificare. Cu planificare în anumite state, pe anumite meserii. Haideți să discutăm puțin, și am să rog pe Vasile Plugaru să înceapă, să ne spună, dacă își mai aduce aminte, cât salariați avea România înainte de 89. Și câți are acum, dacă, numai dacă știe, și dacă se poate face un raport sumar asupra pregătirii tinerilor care erau repartizați obligatoriu în locul de muncă. Bineînțeles, ca orice regulă, existau și excepții. Numai că excepțiile, într-adevăr, erau excepții foarte, foarte mici. De exemplu, era unul pe caz de boală. El avea o boală la Iași, era clinică specializată, media a ajuns la Sânt Georgiu Băi, acolo n-avea ce-i trebuie și până la urmă îl oprea în Iași și găsea un loc ca să poată trăi. Sau alții, avea soție, doi copii, nu știu, sau cazul meu, pot să spun, da. Eu repartizat la București, că acolo am găsit loc, că n-am vrut să rămân în învățământul superior, și alți bucureșteni repartizați la Iași. Amândoi căsătoriți, amândoi cu câte doi copii, erau doi care se băteau pe locul meu. Până la urmă au venit amândoi la București și eu am venit la Iași ca să facă doi. Nu știu, am făcut cât doi, am făcut cât unul, dar vă spun ca glumă. Vasile Plugar. Înainte de 89, sau mă rog, în 89, ponderea de oameni angajați era în jur de 9 milioane. Peste. Așa. Dar mai important este să privim raportul dintre cei angajați în sectoare economice, deci care produc bani, și cei care erau angajați în instituțiile care consumă bani de la buget. Deci acest raport era mult, mult în favoarea celor angajați. Dar dacă privim... Și raportul pensionar salariați era 3 la 1. Dar dacă privim lucrurile mai în amănunt, o să constatăm că activitatea industrială era, pentru că asta este tema de astăzi, era foarte bine alimentată de tineri pregătiți profesional în licee și școli profesionale. Aceste activități... Nu numai...
Nu numai. În toate categoriile, hai să o luăm. Absolut. Cu grădinițe erau planificate la nivelul nașterilor. Cu școlile elementare, cu liceele, gimnaziu, nu știu dacă era pe atunci, dacă se numea așa, da? După aia cu facultățile, aveam nevoie de 100 de ingineri chimiști, păi nu dădeam mai mult, economia românească avea nevoie de 100 de ingineri chimiști, nu dădeam la facultatea de chimie, pe toate facultățile chimie, mai mult de 100 de locuri. Discuție, este un exemplu. Da. Deci eu mă refer la cei care lucrau în activitatea economică, în afară cei cu de producție. De producție. Pentru că dacă de exemplu, dacă discutăm de chimiști, aproape toți lucrau în producție, cu câteva excepții. Fără discuții, da, dar și învățământ. Pentru că acele licee industriale cu școli profesionale, toate erau lângă unități industriale. În afara faptului că acele ateliere școală unde erau, se pregăteau, erau dotate la nivelul profesiei pe care trebuia să o înveți, să o asimilezi, cu profesori, ingineri care îi predau cursurile respective, inclusiv cu maestrii care se ocupau de pregătire. De exemplu, tu la metalurgică ai avut o astfel de școală? Păi da, nu era liceul metalurgic. Deci spune că tinerii de astăzi abar n-au. Deci, erau multe, nu numai la metalurgică. Liceul Procopiu, care este desființat, a fost liceul metalurgic care ținea de uzina metalurgică. Acolo erau separat școala profesională cu liceul industrial, care pregăteau pe diverse niveluri. Cei care predau aveau pregătire tehnică și practică. Erau și profesori calificați. Fără discuție. În afară de asta, existau acei maestri care se ocupau de pregătirea profesională în atelierele școală. Direct, da. Acele ateliere școală erau foarte bine dotate ca tânărul să poată să învețe, să aibă acces la performanța profesiei de care se ocupă. Nu știu dacă ți-aduci aminte și sigur îți aduci, de multe ori se luau instalații noi înainte de a le băga cumva pe locul lor de fără producție, îl treceai la școală și făceai școală pe ele. Așa. În afară de asta, săptămânal acele grupe de elevi făceau practică în activitate uzinală. Sigur că venea cu maestrul lor, pentru că angajatul, omul care trebuia să producă în utilajele care sunt în industrie, el n-avea timp să se ocupe de acele elevi. Și atunci existau maestri de la școală care se ocupau de ei, le arăta, îi învăța cei ce au făcut în atelierul școală, se duceau în fabrica mare. Acum ai pe bune, facem o pauză, o bârfă. Tu ca director general, că ai fost director general mulți ani, pe diverse trepte, șef de secție și așa mai departe, tu te-ai ocupat vreodată personal de această școală, că era un liceu. Absolut. Îi spuneam liceu metalurgic. Absolut. Absolut, pentru că acest liceu trebuia din când în când cu niște utilaje dotate, pentru că tehnologia se schimba chiar în fabricarea țevilor. Și atunci trebuiau găsite soluții ca și elevii aia care sunt în atelierul școală, făcuți în chiar niște laminoare foarte mici, similare cu cele care erau în uzină, nu aveau capacitatea de producție a unui laminor mare, dar din punct de vedere tehnologic era identic cu ăla din fabrică. Ca așa fel încât elevul ăla să învețe exact unde e zona de pregătire, zona de alimentare, calibrare, formare, sudură, tot. Acum, dacă îmi permiteți, domnul director are dreptate și eu am avut în calitate de șef de secție grupe de clase de elevi. Și studenți, precis. Și studenți. Deci toate categoriile. Mai puțin studenți. Și la studenți veneau cu profesorul de disciplină. Cu asistentul. Merită să vă povestesc cum am dat eu examen la practică. Da. La Roman. Da. La uzina mecanică Roman, în primul an de practică de tipul ăsta, deci trebuia să desenăm mașinile unelte în caietul de practică cu toate mișcările pe care le putea face mașina aia unealtă și dădeam examen în fața unei comisii formată din profesor, asistentul responsabil și cineva din fabrică. Că mașina se mișca.
nu, diversele subansamble. Sculele se mișcau, da. Însă trebuie să recunoaștem, domnul director, că în ultimii 5-6 ani, dinainte de 89, nivelul mai mult de pregătire, poate chiar mai mult, nivelul de pregătire scăzuse. Scăzuse de așa manieră încât da, să știți că nu scăzuse numai la școlile profesionale și la licee, ci și în învățământul superior, din păcate. Eu am predat și la nivele inferioare, am predat cu plata, cu ora, cum era în vremea respectivă, la studenți. Ei, și să vă dau două exemple negative. Aveam o clasă de lăcătuși la fabrică, da? Și trebuia să dau examen cu ei. Îi invitam în biroul șefului de secție și acolo discutam. Dau deoparte proba practică, da? Ei, au reușit cam puțin. Cine nu reușea la examenul practic, intra în categoria întâia. Cine nu reușea intra în categoria întâia de lăcătuș. Adică de coadă. De calificare. De calificare. Da. În prima etapă de calificare. Da. Așa cine, că îmi spui întâia, înseamnă că ești întâia. Cine lua examenul ăsta practic, intra în etapa următoare. De categoria a doua. O categorie fiind mult mai valoroasă, cât era mai mare ca număr. Da, absolut. 7 era cea mai mare. Da. Ei, și la un moment dat primesc un telefon de la directorul întreprinderii. Ce faci, Verișcule? Păi uitați, cu examinarea. Mai da, aud că pică cam mulți la timp. Nu cu voi era Gheorghiu? Da. Nu contează. Da, nu contează. Zic, dar de unde știți? Îl întreb eu. Încă am primit un telefon. Bun, și... Ascultați sau nu ascultați telefon? Zic, tovarășul director, dom'le, dacă nu știu și nu cer decât elemente de bază, strict de bază, pe care s-o să le înveți împreună cu noi. Dar dacă nu știu. De ce să-l plătesc? Că tot pe mine mă pune să-i plătesc când îi angajăm. El va intra la categoria întâia, va sta un an, doi, cât până dă examen de categoria a doua. Mai Velișcule, oprește-te până vin eu. Eu mi-aduc aminte cu haz, dar și cu haz. Vine tovarășul director, intră un elev, cum se parte un cerc așa se părți gare. Lăcătuși, da? Ăla taci. Nu e așa că se ia raza și se împarte? Da, vezi, Velișcule, că știe. Apropo, nu e așa maestate că 2 ori 2 fac 4? Da, profesor. Da, acum avem și o explicație, Cornel. Bun. Ce se întâmplă? Nivelul de exigență era pe medie. Nu, era dar atunci mai a mai fost o greșeală a învățământului. De ce a scăzut? De ce? Pentru că au început profesorii să fie sancționați dacă nu aveau un procent de trecere a clasă. Da, era un alt sistem. Deci, repet, se cerea ca să se predea la mediu ca dificultate, la mediu ca putere de înțelegere, la mediu ca tot. Vârfurilor era mai greu să se detașeze în condițiile astea de neconcurență, pentru că era o lipsă de concurență. Velișcule, oprește că vin eu, da? Da, împart cercul cu raza, da? Da. Dar cu compasul în cercul, nu cu raza. Da. Lungimea razei, da. Bun, oprește. Dar... Și atunci a scăzut puțin una din deficiențele învățământului. Numai că ce s-a întâmplat după Revoluție? Vorba unui profesor universitar... Din trecut sau de astăzi? Și de astăzi, da? E în vârstă, am văzut și eu la televizor, zice, domnule, învățământul s-a transformat într-o afacere. Când? În epoca actuală. În epoca actuală. El se referea la învățământul superior.
Nu cred. Cred că și de la grădiniță începe a face. El așa se referă. Așa se referă. Era și medic. Era și medic de renume. Așa este. Sper și că nu vorbește să... medic de renume, nu-l critici. Nu-l critic. Ba, mă și mir că la nivelul dumnealui de recunoaștere o spus-o public, dar am înțeles că o spus-o și în scris la minister și așa mai departe. Acest nivel de pregătire și această direcționare a copiilor fără o orientare mai precisă, da? Îl trimis pe copii la școala profesională de lăcătuși, la școala profesională de metalurgi, la școala profesională agricolă. Da, acum nu mai este metalurgi, gata. Păi, atunci cum sunt? Deci chiar dacă nu învață, el primește un drag față de meseria aia în care stă 3 ani de zile, da? Nu, acum te rog frumos, explică tu, așa cum nu ești nici poet, nu ești nici scriitor, câtă satisfacție ai și câtă dragoste ai când te apuci să faci ceva, vezi că l-ai făcut și funcționează. Eu am mai spus-o, uite, o spun și public, am fost și eu director înainte de Revoluție câțiva ani, dar cea mai mare satisfacție n-am avut-o cât am fost director. Pentru că atunci mi-era greu să aplic în practică eventualele idei. Cele mai multe satisfacții profesionale le-am avut cât am fost în secție. Și când a fost inginer șef, n-ai avut? Nu, când am fost inginer șef, la mine s-a sărit. Ah, s-a sărit. Așa a fost viața. Așa e cu inventatorii ăștia, sar. Nici acum n-am satisfacții decât atunci când... Știți că amândoi sunt inventatori, nu numai Cornel și Vasile. Decât atunci când realizez o lucrare mai deosebită și mi-aduc contribuția directă, ca să spun așa, în ajutorarea colegilor care fac proiectarea și satisfacția mare, asta este pentru mine. Deci ca să obții o satisfacție în profesia ta, trebuie să apuci să o îndrăgești. Cum o îndrăgești? Și am mai spus în această emisiune, clasa a 5-a, 6-a și a 7-a, am făcut, mi-aduc aminte foarte exact, sâmbătă aveam lucru manual, se spunea, la vremea respectivă. Și practic, în atelierul școlar. Tâmplărie, da. Am făcut tâmplărie un an de zile. Depinde ce avea școala. Așa era la noi, la liceul teoretic. Depinde ce avea teoretic. Școala. Și atenție, și era liceul teoretic, da? Cu, mă rog, și cu gimnaziu. Deci am făcut tâmplărie, am făcut lăcătușerie și am făcut lucru manual, cum se spune. Da? Eu mi-am împletit singur coșul de basket. Coșul de basket. Definiția lucrului manual a schimbat. Se gândește la altceva. Da, 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 da. Da. Vorbesc de croitorie, hai ca da, să spun. Da. Croitorie, da, broderie, mai departe. Deci iată că dacă în această perioadă, clasa 5-a, 7-a, cum era atunci, în 3 ani diferiți ai făcut activități diferite. Deja când ajungi în clasa 8, acum e era un, liceu, un an, da. Încă un an, da? Deja ai o predilecție. Mă, mi-a plăcut zona asta, mi-a plăcut zona asta. Îți formezi o gândire de viitor, ca da, profesie. Ca să nu spun că învățam lucruri care ne foloseau acasă. Ne foloseau acasă. Da? Să știi să coși un pantalon, să știi să... Să scoși un pantof. Așa, să știi să folosești o rubeniță, să știi să folosești o pilă. Să știi să pilești. Da? Nu cu pile din astea care ne-am învățat în ultima vreme. Nu, cu pila adevărată. Deci, eu cred și că este necesar să îmbunătățim sistemul de învățământ încă din clasa 5-a. În felul ăsta vom reține în țară oameni capabili să aducă plus valoare lor și țări în același timp. Nu vorbesc vorbe mari, nu sunt vorbe mari. Și acest lucru este foarte important. Dar nu sunt vorbe mari. O mașină, oricât de performantă ar fi, fără intervenția omului, nu produce.
Și atunci e normal ca tu să-ți pregătești forța de muncă în așa fel, încât prin ceea ce face, să aducă exact ce ai spus, un profit cât mai mare, o plus valoare cât mai mare, din care o parte își rămâne lui, restul ajunge la societate, iar înainte o treime era pentru dezvoltare, o treime pentru consum și o treime era pentru investiții, nu? Da, deci pe general, dacă vă aduceți aminte, unele doar țări, o treime era pentru consum. Unele țări străine ne criticau că alocam prea mult pentru investiții, 30% era un procent extraordinar de mare și împovărător, aș putea să spun, dar această alocare a dus la dezvoltarea, într-o anumită perioadă, a României. Da? Japonia a avut mai mult de atât. Ea avea până la 34-36%. Ajunseseră, da. Sigur. Da. Deci nu... Puțin exagerat, dar au și realizat lucruri extraordinare în perioada aia până în anii 80, ca să spun așa. A venit 89, s-a liberalizat piața forței de muncă, așa cum frumos se spune, iar oamenii, sau noi toți, cei care invidiam pe Iugoslav la un moment dat că la ei piața de forței de muncă a fost liberă și se duceau frumos și Tito, lucrau Tito în vest a dat drumul și veneau cu sârbi și păi văd că pe Tito vor să-l facă erou național. Chiar este încă din timpul războiului. Da, a fost. Deci această liberalizare de forță de muncă s-a profitat din plin. Au profitat țările puternic industrializate, care ceea ce numeam noi cu ani în urmă racolarea creierilor, a dispărut ca termen de opoziție, da. Și a devenit ceva legal prin acea liberalizare a forței de muncă. Bineînțeles că fiecărui alt stat în afară de România îi convenea să-l pregătească pe bulgarul, pe velișcul, 11 ani la liceu, 5 ani la facultate, mai făcea practică 2, 3, 5, 7, 10 ani și când era vorba să dea și el înapoi la statul de unde a mâncat ce s-a hrănit, nu mai dădea în țara lui, dădea într-o altă țară. Vă dați seama ce avantaj, câți bani se transferau sau s-a transferat din România în afară. Imaginați-vă 4 milioane de oameni, forță de muncă, dacă ați pune un salariu minim la fiecare și cât ar contribui la stat, păi, fraților, nu s-ar mai plânge nimeni în țară, nici de salarii mici, nici de pensii, nu s-ar mai plânge de nimic. Deci, forța de muncă este principala cauză, este principalul realizator de prosperitate. Dar această forță de muncă poate să aibă valoare sau ea există, este o valoare latentă și poate să devină doar o consumatoare. Priviți astăzi ce se întâmplă. Băutura a devenit un fel de sport național. Incultura, absenteitatea de la învățământ, care este obligatoriu, este un titlu nu de laudă, de băgat capul sub pernă când te uiți la statistici. Pe penultimul loc din Europa. Da. Te uiți și este extraordinar. Și în aceste condiții, domnilor colegi, ce am putea face noi ca să împiedicăm acest lucru? Cu forța nu se poate. Suntem membri ai Uniunii Europene, am semnat un acquis comunitar, o legislație pe fiecare ramură, pe fiecare capitol, este 30-31 acolo de sinteză, și nu putem să nu le respectăm. Ba, putem, dar acele infringement, acele amenzi imense, nu îți pot permite să nu respecti, dacă vrei să rămâi în continuare. Și în condițiile astea trebuie găsite diverse soluții ca această forță de muncă, care fără discuție și iubesc țara și neamul și poporul, să poată rămâne acasă. Cornel Verișcu, un minut ca să luăm pauză după aia. Începuse să spun care este baza aceea învățământului și a
direcționării pe baza aptitudinilor pe care le au copiii spre diverse meserii. Odată ce îi place o meserie, va dori să facă acea meserie. Trebuie să... Nu, din păcate nu. Cu excepțiile de rigoare. Trebuie să dau totuși un exemplu, două exemple. Cunosc, am reangajat un salariat care plecase în străinătate și s-a întors și a venit la noi rugăminte de a-l angaja. Este un semnal. Este un semnal. Problema este să aibă unde să se ducă. Și un alt exemplu de un nivel superior, un ITist bun, foarte bun, făcut la școala românească din Iași, ca să spun așa, a lucrat în străinătate mulți ani în America, iată că s-a întors și aici am mai multe exemple, s-a întors și a făcut o firmă și lucrează în România. Bun. Pentru deci că am, există pentru că posibilități că de a doar o bucată. Dăm câteva minute pauză de publicitate, după care continuăm exact pe aceeași temă. Deci pauză de publicitate. Bună seara din nou, Traian Dobreș cu invitații săi, Vasile Prugaru și Cornelu Vireșcu. Continuă emisiunea legată de se caută români în străinătate. Discutam despre forța de muncă din afară, discutam despre ce am putea face noi ca această forță de muncă, forța de muncă fiind singura producătoare de plus valoare, de venituri, de creșterea nivelului de trai datorită muncii oamenilor, ce am putea face noi ca să încercăm să o menținem acasă, măcar pasta care avem la un mai nivel. Cornel Vireșcu, te-am întrebat cu pauza, dar sper că a adus vreo 2 bani pentru TLM. Dacă nu, noi oricum continuăm. Cornel Vireșcu. Deci, există în continuare două fluxuri. Unul de plecări, dar există și un mic flux de reveniri. Cum 99% față de 1%. Ei, nu e chiar așa, e puțin mai e puțin. Una e cu două cifre și una e cu o cifră. Hai, ca să mai rotunjim, da. Deci, oamenii se duc afară în speranța că vor trăi mai bine. Și unii fără să muncească în speranța că nu muncesc. Dăm deoparte. Îi dăm peste deoparte. Nu, oricum, nu am nicio șansă să-i mai păcălească pe aia de acolo. Nu are rost să discutăm de categoria asta. Dar de categoria care se duc afară și muncesc în fel și chip și oriunde, trebuie să discutăm. O bună parte din cei 4 milioane și poate mai mulți plecați nu lucrează cu forme legale. Ceea ce pentru ei va fi foarte grav spre bătrânețe, ca să spun așa. Ei, dacă cei cu forme legale, care ne fac cinste României, marea majoritate a românilor plecați ne fac cinste. Așa este. Vreau să vă spun, dacă nu cumva am mai spus-o, am fost la o fabrică din Italia unde lucrau mulți români și patroana, care era o doamnă, și era fabrică constructoare de mașini, atenție, a spus că este foarte mulțumit de personalul muncitoresc român care lucrează la ea. Deci aceștia care și-au găsit loc de muncă, poate că s-au căsătorit acolo, și-au cumpărat o căsuță prin tehnicile care există afară, cu credit pe 30 de ani. E greu să-mi imaginez că ei se vor întoarce. Dar a rămas o bună parte dintre ei care încă nu și-au întemeiat familia acolo, încă nu și-au luat o casă, lucrează cu acte legale sau lucrează mai ales fără acte legale. Pe ăștia am putea să-i atragem înapoi cu două condiții. Salarii decente, nu spun, să ajungem la nivelul salariilor de acolo. Salarii bazate pe productivitatea muncii, din păcate, trebuie să ne bazăm pe productivitatea muncii, că altfel nu vom înainta și nu o să putem, o să se desfințeze firmele. Pe de o parte, iar pe de altă parte, traiul afară nu le place.
Deci sunt nu le place. Da, e o altă genă, română are altă genă. Deci ei s-ar întoarce în România dacă ar avea niște condiții. Locul de muncă să-l asigurăm? Să-l asigurăm. Să creăm dezvoltare de așa manieră încât să fie nevoie. Iar acum este momentul, după opinia mea, având în vedere nivelul șomajului scăzut, este momentul de a se întoarce. E nevoie de oameni, vă spun. Eu am o altă părere. Vasile Plugară. Am o altă părere apropo de chestiunea cu șomajul scăzut. Una este ce se raportează ca șomaj, ca șomeri, procentul care este, și alta este cei fără locuri de muncă. Da, dar trebuie explicat de ce. Păi, nu pentru contează că perioada de șomaj este limitată sigur ca că timp da. Sigur. Și statistic, ba da, statistic sunt numărați cei care se află în plată de șomaj, corect. Pe când ceilalți fără locuri de muncă nu sunt. Drogă, nu este așa. Nu e așa? Sunt trecuți în categoria de șomeri cei care caută loc de muncă chiar dacă au depășit. A, care caută. Da, de ce? Au depășit perioada. Au trecut de perioada în care au primit indemnizare. Dar ei caută. Da, și le și vin la tine la întreprindere și spune nu-mi dați negare. Da, da, chiar dacă iau negare, nu intră în categoria de șomeri, dar tot nu iau de lucru. Da? Și nu iau nici indemnizații. Deci nu... Nu e așa. Și eu simt, și nu numai eu, și am vorbit cu alții colegi din Breasla mea și nu numai, a constructorilor, care simt lipsa forței de muncă. Da, așa este. Într-un mod așa este. Dar la forțele României și de ce nu ale Europei, bate forța de muncă asiatică. Pentru că altă variantă nu este. Deja, mi-aduc aminte când se construia palasul, s-au adus chinești, parcă. Acum am înțeles că o altă fabrică și-a adus filipinești. Și nepalești. Da, deci se aduce altă forță de muncă. Numai că, spre, cu toate acestea, de exemplu, sunt 14 state din Uniunea Europeană care au locuri rezervate pe anumite categorii de muncă, pe anumite profesii, pentru români. Printre astea numărăm Germania, Malta, Franța și așa mai departe, Cehia. Sunt categorii de muncă în care aceste state preferă să fie românii. Deci, valoarea forței de muncă românești, așa, este încă apreciată. Eu aș zice, dacă îmi permiteți, că istețimea românilor este apreciată. Pentru că cei care sunt căutați în Germania, cum ați spus, datorită istețimii și nu neapărat a școlii. Eu vorbesc de categoria de muncitori, nu vorbesc de studii superioare. Deci, românul este isteț din genă. El se descurcă. El, cu ce mă lup eu, merge și așa, aplică repede. Dar dacă tot isteț, n-ar putea fi isteț și aici, în România? Păi tocmai. În primul rând, sunt două chestiuni, după părerea mea, care am mai spus-o, fără discuții. Sigur, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 10.000 vin înapoi, din străinătate. 4 milioane. N-am rezolvat problema. Păi n-am rezolvat. Pentru că locuri de ei, dacă vin, puțini își mai găsesc pe undeva să se angajeze, restul încearcă să-și facă el o mică afacere acolo, un mic job, așa. Dar, pentru marea majoritate, nu există, nu avem o direcție de dezvoltare, nici măcar, dacă vedeți dumneavoastră, nici măcar în agricultură. Ne-am lăudat că avem... nu avem o direcție de dezvoltare? Nu avem. Prețul produselor agricole sunt mult mai mari decât prețul produselor din import. Vreau să întreb. De la... Și atunci astea aduse din import, cu toate îngrășămintele, cu toate calculatoarele, cu toate soarele artificial și cu tot, deci, pentru omul care are mai puțin bani, le caută pe acestea, pentru că sunt mai ieftine. Deci... De acord, dar nu asta mă refer. Deci, de la produsul de bază, grâu, de la așa, până la pâine, prăjitură, tot este un lanț industrial. Păi ăla l-am rupt. Facem în felul următor. Exportăm grâul nostru, care este bio, și aducem pâine congelată. Bio, și toate lanțurile de magazine aduc coca gata făcută, congelată și mâncăm. Am dat un exemplu așa, să nu mai vorbim de restul. Noi am avut
indiferent, lumea asta nu știe, am avut cele mai performante utilaje de sondat și de forat. Că am ajuns până la performanță. Cum nu se știe? Aveam ce locul unul în lume, la 1 Maie Ploiești, exact, în instalația de forat. Pentru că sapele de forat... Peste 10.000 de... 12.000 de metri performanță. Peste 10.000, ți-am spus. Sapa de forat, sapa de forat era cu diamante industriale care erau cele mai performante. Făcute în România. În România. Praf. Și atunci îmi pun întrebări, domnule, dacă vin... Să vină încoace, categoric, trebuie să vină, pentru că e o ruptură de generație aici, nu se poate. Dar dacă nu le găsim o direcție a lor, dacă nu îi ajutăm inclusiv prin bancă, pentru că omul dacă se duce... Prin care la... bancă? Păi vedeți... Prin banca care străină nu o să ajute românul niciodată. Păi de ce vă spun? Da. Este banca asta românească, Exim Bank sau nu știu cum să e o bancă mititică. De acord, dar nu s-ar putea dezvolta... Dar mai este așa. Și cecul. Mă rog, nu s-ar putea dezvolta dar banca statului. Dar trebuie să cer voie. Și nu-ți dă voie, este peste mână. Eu mă uit la celelalte state din Uniunea Europeană și nu e așa. Polonezii au puternice. Dar noi, noi ocupăm locul 7 între cele două războaie mondiale și ca putere Polonia economică are și ca producție capitalul și ca lor polonez financiar, bancar, dar polonezii nu cedează la principiile și interesele lor naționale. Noi le cedăm. Nu, le-am cedat deja. Le-am cedat. Acum din păcate. Asta e situația. Nu pe toate, mai avem câteva. Și atunci, cum să vină oamenii ăștia? Categoric cât trebuie să vină. Vedeți că este o chestiune, un fragmentare între generații, ceva de mă sperie. Nu se poate ca să nu-l ajut, să nu-i dai cât de cât o ceva, vină înapoi că uite, eu îți asigur asta, asta, asta. Dar cine să-l ajute? Statul, domn, pe de ce stat? Statul de cine-i coordonat? Eu mă refer la bancă, domnule. De cine-i coordonat statul? Eu mă refer la bancă, la sistem bancă. Stai, dar nu avem, domnule, nu avem decât două bănci, domnule, slabe. Păi atunci nu trebuie să ne mai plângem. Păi să nu ne mai plângem. Dar trebuie să facem ceva, nu? Păi... Și ceea ce facem trebuie să devenim piața de consum românească, să piața românească să consume produse românești și să încurajeze acest lucru. Da. Asta este prima metodă obligatorie. Dar trebuie nu de mâine, de azi, de ieri și de întotdeauna. Produsele românești trebuie făcute aici. Sunt și mai bune calitativ, da? Și un consum unui produs românesc creează un loc de muncă. Susține o familie. Asta trebuie să înțelegem cu toți. De acord. După aceea, trebuie ca toate avizele care se dau, mergeți unde vreți, orice supermarket este undeva afară, la 10, 12, 14 kilometri, la Bruxelles, de exemplu, unde a fost este tot, nu așa. Te duci acolo să mergi o dată pe săptămână, să vine cu mașina plină, în începutul ăla de sfârșit de săptămână, spui, așa și ai terminat povestea, spui la frizider, la congelator. În rest, cumperi de acelea mici magazine exact. Din cartier. Da. Am mai făcut o ispravă. Aducem, sunt niște magazine mici de cartier, în loc să lăsăm măcar zonele micuțe, dăm scap acum, cum se cheamă, la Adjud, l-am tot, îl văd. Hai, spuneți voi, așteptați-mă. La Colț. Cum? La Colț, magazin. Nu. Cum se cheamă magazinele astea mici? Da, o să-mi aduc aminte și o să spun. Deci, tot la fel, o companie transnațională care se dezvoltă pe mici magazine de cartier. În condițiile astea, acei oameni care locuiesc și care aveau o sursă de existență, viața lor devine din ce în ce mai grea. Deci, prima dată, stimați cetățeni, trebuie să înțelegem că trebuie să consumăm produse românești. Nu o spun în exclusivitate, că așa am făcut înainte. Aveam niște utilaje de compactat, compresoare, spus pe românește, excepționale, din toate punctele de vedere. Dar, într-un utilaj de acest fel, mai sunt și niște lucruri de finețe, niște garnituri. Și industria petrochimică românească nu reușea să le facă de capacitate. Era motivul pentru care niciodată nu s-a aprobat import complementar pentru utilaje ca să poți la rândul să le expori și să iei un porcoi de bani și ne chinuiam cu garniturile alea și pierdeam și piață, pierdeam și tot. Bun, nu în modul ăsta trebuie gândit în așa fel încât
să ocupăm un segment de piață externă, în așa fel încât să ne vindem și noi producția, să contribuie și alte țări la locurile de muncă românești prin cumpărarea produselor românești, în așa fel încât, într-o bună zi, poate echilibrăm și noi balanța asta de plăți externă, care, să fiu sincer, nu mai înțeleg câte datorii externe. Unii spun o cifră, alții spun altă, dar, în fine, când am să o aflu exact, am să vă spun. Deci cam așa se pune problema și am putea face. Iar în tot acest mecanism, rolul important îl are omul. Omul. Nu vorbesc de rolul statului, care ar putea să fie capitală într-o astfel de orientare. Bun. Dar acum haideți totuși să... Să zicem că nu-i aducem, domnul Dobre. Nu-i aducem. Nu-i aducem pe cei de afară. Dar de ce să nu-i aducem? Hai să-i ținem. De ăștia, măcar să-i ținem pe ăștia. De ăștia tineri aici, da? Și aici rolul mass mediei, rolul învățământului, rolul părinților, este esențial. Vă spun, după mine, aici avem o mare problemă și va fi greu și vor trece câțiva ani de zile buni. Adică eu apreciez așa vreo 5 ani de zile, dacă vrem să revenim la școli profesionale sau licee tehnologice ca lumea, ne trebuie cel puțin 5 ani cu mare efort. Puțin. Da, cu mare efort și cu dăruire, atât din partea organizatorilor, vorbesc Minister, Inspectoratul Școlar, primării, cât și al cadrelor didactice. Vă spun acum, acum vreo 10-15 ani am avut o discuție cu doamna profesoară a Mariei, parcă o chema, care era la sindicate cu... Este și acum. Așa, în fine. Violeta. Așa. Eu fusesem prin străinătate și văzusem școli de astea profesionale lângă uzine. Și lângă uzine. Da, acum se o dispură. Și ea, nu, sunt și acum, în Germania sunt și nu, acum. Nu, la noi. La noi. Și spunea chiar dânsa și dumneavoastră, am fost în Franța și am văzut un liceu tehnologic pe lângă o întreprindere acolo, dotat și să ocupa conducerea întreprinderii, să doteze liceul ăla la nivelul la care aveau și ei procesul tehnologic. Și atunci, când vom înțelege... Nu tu povesteai că și tu ai făcut, luai utilajul de primă mână și îl dădeai la școală ca să înveți prima dată pe el. Ce să ne mirăm? De ce să-i dăm de exemplu? Noi făceam asta acum 30 de ani. De acord, dar nu dăm exemplu. Dar trebuie să regândim într-un fel. Că acum asta este o treabă. Școala și pregătirea pe categorii, pe profesiuni de care piața are nevoie. Piața are nevoie. Dar și pe aptitudinile care le are. Bineînțeles, trebuie îmbinat. După aceea mai sunt două lucruri. Predictibilitatea legislativă, care nimeni nu poate să facă nicio afacere dacă nu e nici străin, nici român, tot ne legăm. Deci capitalul are nevoie de predictibilitate legislativă, altfel nu se poate discuta sub nicio formă. Unii plâng de impozitare excesivă a forței de muncă. Și aici este o țară de adevăr. Și aici este o țară de adevăr. Pentru că datorită ruperii raportului, ce ruperii, dispariția unui raport echitabil între forța de muncă activă și cea pasivă care trebuie întreținută, fosta forță de muncă, a creat dezechilibre și atunci statul are nevoie de bani, dar acești bani trebuie produși. Păi asta e. Nu împrumutați. Nu cârpesc toată ziua sacul. Îi pun azi un pete că nu mai curge. Vine altă gaură, îi pun altă pete și până la urmă nu mai am ce petice. Așa e România astăzi. Aproape că nu mai avem unde o petice. Eu zic să nu ne plângem. Eu, deci vorbesc eu ca director de firmă privată. Da, nu am plâns. Nu mă plâng. Am spus niște realități. Eu nu mă plâng de taxele pe muncă. Nu sunt extraordinar de mari. Și dau un exemplu. Stai. O firmă nu sunt extraordinar de mari. Stai puțin. Ca să dai lui unul 15 milioane bani vechi în mână, cât plătești la stat? O să plătești încă 9 milioane la stat. Poftim? 9 milioane. Nu, plătești mai mult, plătești vreo 12. 12, nici mai contează. Ei, cum nu contează? Să vă spun de ce nu mai contează. Pentru că fac o comparație cu o firmă
să zice... franceză. Nu, belgiană. E, mare lucru. Da, tot da, franceză da, vorbesc. Da, e subiect. E adevărat, da? Da. La care responsabilul care se ocupa de noi... Trebuie să spui că în alte țări impozitarea e mai mare. Mult mai mare. Mult mai mare. Dar deci, nu spui. Uiți să spui că ei trăiesc integrați în acest sistem capitalist de când lumea... Așa e. Așa. Deci ei deja au niște mecanisme care funcționează. Pe când noi aproape că am distrus un mecanism, cum îl aveam. Și nu l-am reușit să-l facem pe la nou, să-l facem să funcționeze. Deci noi practic funcționăm în două bujii, în trei bujii, în câte vrei. În niciun caz la motor în patru timp, în patru bujii. Dar nu contează că e în patru timp cu patru bujii. Altceva contează. O, vedeți dumneavoastră, eu n-am găsit o statistică de cei care trebuie să o ocupe. Dom'le, în anul cu tare sunt absolvenți de liceu un număr de atât, absolvenți de studii superioare în specialitatea cu tare atât. Și posturile pentru a fi angajați, câte sunt? Păi, nu va... Nu vorbea de fabrica de diplome. Nu v-am povestit de... Nu vorbea de fabrica de diplome. Dom'le, nu contează. Păi cum? Dar contează. Nu contează pentru ea care iau bani pentru diplome, dar pentru cine ca țară, care a investit într-un om, într-o forță de muncă și care la rândul toată investiția ta se duce pe apa sâmbete că nu este folosită? Unde e partea care se întoarce? Din păcate, nici nu poate fi folosită astăzi. Pentru meseria care a fost meseria pentru care i s-a dat diploma. Exact. I s-a dat diploma, că pregătit eu. Păi asta spun. Deci, noi am desfințat... S-au dat la facultate. Deci, sunt unii desfințat... care fac anumite facultăți, nici nu le termină bine că ei se înscriu la alta, pentru că prima a făcut-o ca așa a vrut mama. Asta încă n-ar fi o nenorocire. Să facă 7 facultăți pe banii lor. Pe banii statului... Prima o fac pe banii statului, sunt pe banii lor. Te-ai liniștit puțin. M-am liniștit, da. E ok, e regulă. Cu cât, și aș putea să spun că în societatea actuală necesitatea de a te perfecționa în meseria de bază, pe de o parte. Este obligatorie. Iar obligatorie. Dar și da, ai spus un lucru. Dar și în meseria de bază. Dar și într-o altă meserie. Pentru că în activitatea productivă, cu cât specializarea ta este într-un domeniu cât mai îngust, cu atât poți să devii mai performant. Una este să ai o cultură generală ca să poți purta o discuție, ceva, și alta este să faci niște lucruri performante la nivel mondial. E cu totul și cu totul altceva. Da, dar cred că societatea noastră, la nivelul actual de dezvoltare, încă trebuie să scoată, să zicem, muncitori mai universali, nu specializați foarte strâmb. Absolut. Deci, pentru că suntem într-o dezvoltare haotică, ca să spun așa, deci nu știm exact... Acesta este motivul pentru care sunt școli de recalificare. Așa. Deci tu ai o pregătire generală, te specializezi într-un domeniu ca să fii bun, să poți produce... Să poți să câștigi un ban, să poți să câștigi, să fii bun pentru societate și în momentul în care această nișă se închide, te duci, te recalifici pe altceva. Sau înainte de a se închide, ar trebui să... Idealul e să urmărești vârful și când începe să scadă, imediat ce începe să treci dincolo de vârf, să ții măsuri în așa fel încât să nu ajungi în cădere liberă. Asta se întâmplă în Occident. Păi deci nu e noutate, nu inventăm. Pentru că ei știu că forța de muncă este o avere și trebuie este folosită ca atare. Noi ne batem joc de forța de muncă, asta e adevărul. Atât timp cât n-am prețuit-o. Și dacă om, mai ales când există un bob de democrație, cât o mai fi la noi, oamenii au început să aibă pretenții. Mulți dintre ei știu foarte clar că trăiesc un stat de democrație, chiar dacă nu prea e așa, dar asta e altceva.
E asta, și bine că au această cultură, își cer drepturile, deci nu poți să mai faci. Lucrurile s-au schimbat, ne place, nu ne place, și multe s-au schimbat, mă, s-au schimbat în bine, să știți. Multe lucruri s-au schimbat în bine. Cu tot că există foarte, foarte multe probleme. Faptul că suntem nemulțumiți este un lucru bun. Pentru că mulțumirea duce la blazare și duce la stagnare în ultimul stat. Faptul că ești nemulțumit te împinge din spate să faci. Mi-aduc aminte de o zicală, m-am văzut mulți ani de atunci. La un moment dat, americanii erau în urma japonezilor, iar anii 70-80, chiar începutul 80, sau anii, sfârșitul anilor 70. Și era o întrebare, era un filmuleț care l-am văzut și eu. Și americanii se întrebau, de ce ei pot, adică japoneze, și noi nu? De ce japonezii pot să fie primi în lume și noi nu? Ei, s-au mobilizat și au trecut. Au trecut. Da, da, știți cum? Nu știu. Au luat oamenii buni din Și asta este o tehnică care... Nu poți, să vezi. Nu poți discuta. Da. Parcă bombele, cum le-au făcut? Tot așa. Tot, așa. Tot cu alții. Da. Stimați telespectatori, timpul la emisiunea noastră trece repede. Asta e mare păcat. Vreau să mulțumesc invitaților mei, Corneliu Velișcu și Vasile Plugaru, pentru participarea la această emisiune. Majoritatea încă sunt în concediu, nu s-au întors, dar prietenii adevărați au fost lângă mine și le mulțumesc pentru această temă interesantă, această discuție interesantă, că tema am ales-o eu. Iar dumneavoastră, veșnicii noștri telespectatori, vă doresc ca de obicei multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Vă mulțumesc că n-ați închis... N-ați apăsat butonul și vă doresc să aveți parte de toate cele bune. Și nu uitați, număr cai când vor câini. O seară bună!